Vreau să te întreb ce se întâmplă cu Bordeianu. E imaginea asta aseară rămas pe bancă, la finalul meciului. E o imagine pe care o vezi mai rar totuși în fotbal. Da, eu încerc să înțeleg, să zic așa, situația ca și fost jucător, nici de cum poziția pe care sunt acum, dar ceea ce cred despre el ca jucător, să știi că nu se va schimba, pentru că el este un jucător care, eu știu, din punct de vedere a lucrurilor pe care le face și la antrenamente și la meci, e o plăcere să-l vezi cât de implicat și cât de dedicat este. Poate să existe anumite momente de genul acesta în carieră, în care, eu știu, poate jocul nu ți iese așa cum ți-ai fi dorit, dar convingerea mea este că el va depăși acest moment, la cum îl cunosc și știu că își dorește să joace meci de meci și e doar o scurtă etapă, să zic așa, din cariera lui. Ți s-a întâmplat vreodată să fii schimbat după ce ai fost introdus în timpul meciului, când erai fotbalist? Nu. Nu? Deci n-ai avut de digerat chestia asta, pe care înțeleg că fotbalistul o interpretează ca pe o formă de umilință, înțeleg. Nu, nici vorba de umilință, și el știe lucrul acesta, pentru că cunoaște ceea ce crede antrenorul despre capacitățile lui sau despre calitățile lui și felul cum gestionează anumite momente. Știu că ei chiar au discutat înainte de meci, deci probabil că o să urmeze să discute și după. Să nu uităm că Bordeanu a jucat în toate meciurile cu Dan Petrescu, adică nu e un jucător pe care să-l introduci sporadic sau foarte puțin.